Bună seara! Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că uh, vă doriți și sunteți dornice de aceste live-uri pe diferite teme. Am văzut interesul vostru pentru această temă care am anunțat-o și anume uh, tema Evantai 245 uh, 49 50 de. Uh, da, deci uh, mărimea Evantaiului, vorbim despre, despre el în continuare. Până atunci, mamă, ce punctuale sunteți toate. Mă bucur faptul că ați așteptat acest live. Până atunci vreau desigur că să vorbim ce este de fapt un evantai, da? Deci este o mulțime sau mai bine zis mai multe extensii de gene adunate la bază și respectiv desfăcute la, la vârfuri. Și aici este problema, da? Cum adunăm la bază și cum desfacem la, la vârfuri. Vorbim mai târziu un pic despre diferite metode de formare a evantaiului dar până atunci vreau un pic să vorbim despre mărimea și lungimea, dacă pot să zic așa, a evantaiului. Din ce poate fi format un evantai? Ai spuneam mai devreme, de fapt că este... O cantitate de extensii de gene adunate la, la bază poate fi uh, evantai numit și acele două extensii unite la bază și desfăcute la, la vârfuri, care dacă e să punem acest evantai format din două extensii de, de gene aplicat pe genele naturale, desigur că vom obține un volum uh, de 2D. Uh, 3 extensii, deja va fi 3D, da? uh, cu cât uh, mai intensă și cu cât mai. Uh, accentuată, ne, de, ne dorim să a, facem lucrarea cu atât desigur că facem evantaiul mai mare, adică cifra înainte de D da, să fie mai a, mai mare. Acum cât de mare vă doriți să, să fie este, desigur, că la cerința clientului și uh, opinia voastră ca tehnician de extensii de gene, dacă este ok sau nu este ok acel evantai pe care vi-l vi cere clienta, fiindcă câteodată clientele noastre au uh, cerințe exagerate, da? poate uh, genele naturale sunt destul de fine și atunci nu le permite un evantai uh, destul de, de mare. Ce ține de evantaiile de 49-50 de D, eu la moment, în ziua de astăzi nu sunt de acord cu ele. Știu că o să am acum foarte multe pietre aruncate în grădina mea. Eu sunt o persoană corectă și cinstită, așa că recunosc și spun lucrurilor pe, pe nume și respectiv încă o dată mă repet, 49-50 de D eu nu aplic și nu sunt de acord cu, cu ele. De ce nu sunt de acord cu ele, dat fiind în faptul că mi se pare uh, prea mult uh, 49 de fire sau 50 de fire aplicate uh, pe o singură geană naturală, da? Dar, da, poate când vom avea o altă generație de extensii de gene, poate peste câteva luni sau poate peste câțiva ani, să-mi schimb părerea, de ce nu, uh, fiindcă uh, produsele pentru extensii de gene, e clar că avansează și, desigur, că calitatea lor de la an la an crește, așa că s-ar putea să-mi schimb părerea peste câteva uh, luni. Ok, uh, din ce sau cum mai putem să formăm noi acele evantaie, fiindcă iarăși aud foarte des să... Uh, Cazuri că nu-mi iese evantaie din curbura X sau din curbura Y. Evantaiele pot fi făcute din orice curbură. Știm că există diferite curburi pe, uh, pe piață, fie mai puțin curbate, fie mai mult curbate. Uh, fie din familia L a curburilor M, deci din orice curbură se pot face acele evantai. La fel și ca lungim, indiferent că lucrăm cu lungimea 4, indiferent că lucrăm cu lungimea 14, deci indiferent de ce lungimi, e clar că se pot face acele evantai. Vă pup pe toate și bună seara tuturor! Mă bucur că sunteți foarte, foarte active. Și uh, mă urmăriți pe, pe live, întrebările voastre sunt uh, binevenite, da, dar eu între timp vreau să uh, vă spun acea informație care mi-am planificat-o să vă transmit uh, astăzi. Uh, cum se pot face acele evantaie? Da? Am vorbit că, de fapt, indiferent de lungime, indiferent de uh, curbură, uh, mai puțin pot să zic indiferent de grosime, fiindcă grosimea, într-adevăr, grosimea extensiilor, mă refer, uh, contează, foarte greu uh, se fac acele evantaie din uh, grosimi destul de, de groase, da? uh, dar cine se străduie și cine face practică, cu siguranță și acest lucru poate să, uh, să facă. Eu altceva astăzi vreau să vă spun că, de fapt, acele metode de formare a evantaielui sunt zeci de metode și dacă e să le grupăm în grupe, aș spune că există mai multe metode de formare a evantaielui în mână, mai multe metode de formare a evantaielui pe bandă, mai multe metode de formare a evantaielui pe pensetă, da, și... Chiar putem să formăm evantaie și în adeziv și iarăși sunt mai multe, mai multe metode. Pupici eu la toată lumea și e dor și mie de multe dintre, dintre voi, nu v-am auzit și nu v-am văzut de foarte mult timp. Uh, revenind la tema evantailor, da? uh, care este totuși cea mai bună metodă de formare a evantaielor, În bandă, în pensetă, în mână. Da? Deci ele toate sunt uh, bune, dar cea mai potrivită, dacă pot să zic, este cea cu care vă împăcați sau cea care vă reușește vouă cel mai, uh, cel mai bine. Noi toate suntem diferite de aceea, nu putem toate să lucrăm după o singură metodă. Eu personal cunosc peste 15 metode de formare a evantaiului. a, și a, recunosc că la un client a, pot să fac evantaie prin diferite metode. A, clar că am palele mele preferate. De ce zic cunosc 15 metode? Dat fiind faptul că mă perfecționez și eu a, a, lună de lună, da? particip la tot felul de a, cursuri, webinare. Unde aflu cele mai noi noutăți, acele metode de formare a evantaiului pe care le cunosc, unele sunt mai ușor de realizat, unele sunt un pic mai greu de realizat, unele ne ia foarte mult timp de uh, formare evantaiului, altele ne iau uh, ceva mai uh, puțin, fiecare are avantajul și fiecare are dezavantaje în uh, formarea evantaiului, vorbim despre avantaje și dezavantaje un pic mai uh, mai târziu. Ce vreau să vă spun eu din experiența mea este faptul că, acele uh, metode sau mai bine zis știind mai multe metode de formare a evantaiului ne ajută să nu avem atât de multe uh, cheltuieli sau consumabile, da, fiindcă la uh, lucrările de volum când facem acele evantaie, să zic nu știu, 5, 6, 7, 10 de, e clar că dacă nu ne-a ieșit un evantai și îl aruncăm, 10 fire de extensii de gene au plecat. Și dacă aruncăm 10 uh, de, uh, de evantaie, e clar că se adună benzi întregi de extensii de gene și, respectiv, toate acestea sunt cheltuieli. Uh, uh, eu ce fac uh, dacă e să zic, că uh, încep să aplic, uh, să formez evantaiul într-o metodă. Uh, hai să dau un exemplu ca să fie cât mai clar. Da, Încep să fac evantaiul pe bandă. Uh, la un moment dat când l-am scos de pe bandă, fiindcă și aici e, e marea problemă, de se formează, dar când să-l scoatem de pe, de pe bandă, ori o parte ne rămâne, ori la bază se desface baza. Vorbim și despre bază numai decât. Uh, și atunci, ca să îi scap acest evantai, să-i dau viața acestui evantai, ce fac eu? Îl trec prin altă metodă, de ce nu prin cea în mână sau poate chiar prin adeziv, da? adică un evantai la mine poate să treacă prin mai multe metode, adică îi dau mai multe vieți, în concluzie, da? A... Care sunt avantajele și dezavantajele fiecarei din metode? Cum spuneam mai devreme, fiecare are plusurile și cuiva place o anumită metodă, cuiva nu place altă metodă. Foarte des aud tot felul de mituri, precum că metoda în mână nu este ok, dat fiind faptul că e transpirație, e grăsime și așa mai departe și nu este chiar chiar igienic. Astăzi noi putem să formăm acele evantai în, cu, să lucrăm adică în mănuși să formăm acele evantai și să fie foarte igienic și corect. A, dacă e, eu sunt sigură că orice tehnician știe a, reguli a, simple de igienă, da? mâinile curate și dezinfectate înainte de fiecare client și ba mai mult vreau să vă spun că în a, palme noi nu avem acel sebum, acea grăsime. Da, ne transpiră mâinile, dar nu aveam, a, avem acea grăsime în a, Palme. De fapt, sebumul sau glandele sebaceice sunt în zonele unde există firele de păr. Și în palme noi nu avem fire de păr, așa că transpirația din palme nu este în două cu, cu sebumul care este eliminat de către, de către piele. Dar. Totuși, ca igienă, cum spuneam mai devreme, putem să, să lucrăm în mănuși numai decât cu mâinile curate și dezinfectate. Plus, altă mită este despre faptul că pe bandă evantaiile ies plate, mă refer la picioruș la bază. Haideți să le luăm pe rând și să vorbim despre fiecare în parte. da? Spre exemplu metoda de formare a evantaielui pe bandă. Care sunt avantajele, deci în această metodă, evantaiele, piciorușul poate să iasă atât plat cât și uh, subțire. Pentru ce ne trebuie nouă picioruș plat? Uh, mai ales uh, în cazurile când avem uh, cliente cu genele rare sau cu goluri, da? Uh, făcând un evantai cu piciorușul uh, plat, uh, desigur că noi acoperim aceste goluri, dar Aici vreau să fac sau să deschid o paranteze. Foarte important este cât de mare este acel evantai, fiindcă dacă vorbim de un evantai de 2, de 3, de 4, de cu un picioruș plat, este destul de ok. Iar dacă vorbim de evantai mari, da, să zic un 10, 12, și mai mari de. E clar că piciorușul plat nu este corect, nu este sănătos și ca aspect nu arată foarte foarte ok. De aceea în funcție și de cantitatea de gene și cum sunt amplasate genele naturale la client, putem să alegem ce tip de picioruș este mai mai ok. Dezavantaj la metoda de formare a evantaiului pe bandă este faptul că nu putem să facem acele uh, mega volume sau hiper volume cum le zic eu, da, uh, 49 sau 50 de uh, de de în pensete din păcate încă nu putem să, să facem. Eu sunt în căutarea acelei pensete pentru. cu toate că nu fac da, acele volume mari, dar oricum caut penseta uh, pentru a putea face volume cât mai mari, fiindcă multe din tehniciene iubesc să fac aceste volume. Uh, eu în pensete fac volume până la 10-12 de. Da, îmi reușește foarte, foarte bine și foarte ușor uh, am găsit penseta, dar de fapt nu e doar una dar sunt mai multe pensete cu care pot să fac aceste evantaie de la 10 până la 12 de revenind la uh, dezavantaj da, spuneam că această metodă de formare a ievantaiului pe, uh, pe bandă nu putem să facem evantaiele cele mari uh, mari mă refer uh, 49-50 de de, de. Iarăși aici, deja spuneam mai devreme, sunt alte metode da, de formare și aici ne ajută foarte bine la formarea evantaiului mare sau hiper, cum vreți voi așa și spuneți, e metoda de formare în mână. Care este cea mai utilizată, dacă pot să zic așa, de foarte mulți tehnicieni, da, această metodă de formare în, în mână? Uh, și iarăși aici uh, pot să menționez uh, că sunt uh, mai multe, hai să zic, derivate a metodelor de formare a evantaiului în, uh, în mână. Uh, putem să ne ajutăm să formăm evantaiul fie cu uh, degetele, putem să ne ajutăm să formăm evantaiul și cu degetele și cu penseta, uh, putem să ne ajutăm uh, să formăm evantaiul uh, desfăcând cu penseta acel evantai la vârful. Da? deci eu sunt um... Uh, mai multe derivate a metodelor de formare. Spuneam că de fapt sunt grupate în grupe, da, și fiecare grupă are mai multe metode de, uh, de formare. Ca un avantaj, da, al acestei metode de formare uh, în uh, mână este că putem să facem orice volum, începând de la 2D și terminând cu cel mai mare volum care uh, vreți voi să-l să aplicați. Uh, care este un uh, dezavantaj? Al metodei de formare a evantaiului în mână este faptul că trebuie să divizați foarte bine genele naturale cu o singură pensetă, adică cu o singură mânuță. Se mai întâmplă cazuri spre exemplu, la începători este destul de greu să divizezi genele cu o singură pensetă. Ba mai mult, chiar și cei care au experiență destul de mare, dacă e un client care are genele foarte încrucișate sau încălcite, cum le mai spunem noi, e clar că și la cei care au experiență și au aplicări foarte, foarte multe, câteodată e greu să, să aplici cu, să divizezi cu o singură mână și te ajut și de cealaltă pensetă. Setă fiind în cealaltă mână. De aceea ca un mic dezavantaj la uh, formarea evantaielor în ba, uh, pe în mână, scuze că deja am um, în mână, deci este faptul că uh, trebuie să cunoaștem foarte bine să divizăm fiecare geană cu o singură pensetă. Sunt foarte multe lucruri de povestit despre evantai și anume despre lucrurile importante într-un evantai sunt acel picioruș cum trebuie să fie, da? Și am vorbit de fapt de baza piciorușului care poate fi plată, poate fi mai, în, mai îngustă. Uh, piciorușul iarăși este un element foarte important în, uh, în Evantai, fiindcă dacă vom avea un picioruș foarte lung, practic, nu o să avem lucrări foarte uh, voluminoase și foarte curate, frumoase. Dacă o să avem un picioruș foarte scurt la Evantai, s-ar putea să rezistența să, să nu fie ok. Da? Deci sunt foarte multe tipsuri și a, lucruri la care trebuie să, să atragem atenția pentru a avea o lucrare cât mai rezistentă și o lucrare cât mai, mai calitativă. Iarăși un lucru foarte important este desfacerea la vârfuri, cât de tare trebuie să desfacem acel evantai. Și aici iarăși părerele sunt împărțite la tehnicieni. Cineva a, spune că de fapt trebuie să desfacem mai mult evantaiele pentru a avea o lucrare cât mai luminoasă. Cineva spune că putem să le desfacem mai puțin. Da? Ce vreau să vă spun este că ambele păreri sau ambele tabere, dacă pot să zic așa, sunt corecte, doar că o mică paranteză aici, este greșit atunci când într-o lucrare avem evantaie și desfăcute, avem evantaie și puțin uh, desfăcute. În astfel de situații lucrarea nu va arăta ordonată, nu va arăta o lucrare uh, frumoasă, o lucrare care nu necesită să fie periată tot, uh, tot timpul, da? Cu cât mai omogene vor fi evantaile, cu atât uh, lucrarea va arăta mai uh, mai frumos. Sper că v-au fost de, de folos acele informații care am vorbit până, până acum. Cum spuneam și mai devreme, sunt foarte multe lucruri de discutat despre acest evantai, indiferent că este 2 de indiferent că este 50 de de De, de aceea, ne-am propus să, să ne vedem într-un webinar online. da? de această dată nu pe Facebook, așa cum ne vedem acum, dar pe o platformă specială. Deja multe dintre voi care sunteți și aici m-ați salutat și iarăși vă salut și, și, eu, ați fost pe acea platformă la diferite webinare, fie că este despre adeziv, fie că este despre scurtarea timpului și mai nou, cel mai nou de fapt webinar care urmează să fie în data de 18 decembrie, este despre acel evantar ai perfect, cum să-l creiem, cum să arate el perfect începând de la bază și respectiv până în, până în vârful. Uh, pentru cine, de fapt, este creat acest webinar? Este pentru cei care deja aplică extensii de gene, dar indiferent de experiență. Fie că aveți o experiență mai mică sau fie că aveți o experiență mai mare, acest webinar este binevenit pentru, pentru voi. Cei care poate sau um, um, documenta sau, mai bine zis, sau... Um, Uh, uitat la tot felul de tutoriale și au, încerpat, au încercat să facă evantaie, dar totuși nu le-a reușit aceste evantaie. Uh, webinarul este binevenit, dat fiind faptul că sunt multe explicații și o să înțelegeți de ce nu vă ieșeau acele, acele webinare uh, și de ce nu pentru cei care lucrează și fac volume, dar formează evantaile one by one. Da. Ce vom afla la acest webinar sau despre ce vom vorbi noi la acest webinar? Este despre tipurile de volume aplicate la extensiile de gene. Straturile, un moment foarte important atunci când deja lucrăm cu cu evantaie pentru a avea linia aia perfectă a vârfurilor de extensii de de gene. Deci mai multe metode de lucru cu, cu straturile vom avea în cadrul acestui webinar și desigur că cum să obținem acea linie perfectă a vârfurilor de extensiile de gen. Care sunt avantajele formării evantaiului pe bandă și pe mână? Noi am vorbit doar câteva, dar desigur că vom mai vorbi și despre, despre alte avantaje și dezavantaje. Diferența dintre un evantai comercial și un evantai de concurs. E mare diferență între aceste două evantai, așa că la webinar vom discuta și vom hmm. vedea câte sau de fapt cum trebuie să arate un evantai de concurs și cum arată un evantai făcut zi de zi într-un salon sau pe ochii unei, unei cliente. Cum arată un, cum trebuie să arate un evantai corect începând de la bază și respectiv terminând până la vârfurile acestui evantai, cum trebuie să fie orientate vârfurile la Evantai, fiindcă contează și acest lucru, să nu avem evantaie prea mult desfăcute și vârfurile să fie prea înclinate, fiindcă în cazul dat lucrarea iarăși nu va arăta ordonată, dar va fi destul de... Încălcită și um, nu va arăta un aspect foarte frumos. Direcția evantaielor, iarăși un lucru foarte important atunci când lucrăm cu extensiile de, uh, de gene. Uh, cum putem să obținem această direcție? Câte uh, scheme sunt pentru a obține aceste direcții? Cum să avem o simetrie cât mai uh, egală la ambii ochișori? Da? Lucruri foarte, foarte importante pentru ca să. Avem lucrări cât mai uh, ok. Cum lucrăm cu colțurile și uh, colțurile interne și colțurile externe? Iarăși, uh, foarte multe din voi îmi scrieți în uh, uh, mesaje. Cum putem să ușurăm munca la colțurile interne și, și externe. Deci, desigur că sunt tot felul de, de trucuri și toate aceste lucruri vor fi discutate în cadrul webinarului. Eu mă refer anume ce ține legat de acele volume unde lucrăm cu, cu Evantaia. Și de ce nu vor fi mai multe metode? A, vor, vor fi arătate, de fapt, mai multe metode de formare a evantaiului. Vor fi acele video-uri cu explicații. Dacă e să mă repet un pic și să a, revin la acele tutoriale, da, fiindcă am zis că multe din noi a, intrăm a, pe diferite rețele de socializare, a, la fel a, și eu am acel canal de YouTube unde am foarte multe videouri. Uh, și poate multe din voi ați încercat să repetați acele uh, videouri văzute la diferite tehnicieni de extensie de gene și până într-un moment vă iese, dar totuși nu puteți să aveți acel evantai până, până la final. Poate vi se desface când deja îl ridicați de pe bandă, poate vi se desface atunci când îl puneți pe geană sau de ce nu cel mai des cazuri, vi se strânge atunci când îl puneți pe, pe geană. Deci sunt foarte multe detalii, mici de fapt par, dar credeți-mă care fac foarte mult, mare diferență. Da? Și iată, în cazul acestui webinar, fiecare video va fi explicat în detaliu cum trebuie și ce trebuie de, de făcut. Foarte importante lucruri trebuie să știm ca poziția mâinii, ca poziția pensete, pentru ca să avem la final acel evantai cât mai, cât mai perfect. au Am aici câteva întrebări sau mesaje și aș vrea să le, să le citesc. Vă pup pe toate și bună seara și mulțumesc pentru prezența atât de mare la acest la acest live. Așa, bro, lașez bai Cristina. În seara asta am aplicat un set și am renunțat la bibilit. A funcționat și mi-a scurtat din timp cu 30 de minute. Da, deci iată este una din participantele care a participat la webinarul um, scurtarea timpului în aplicarea extensiilor de gene și iată a reușit datorită acelei mișcări care o numim noi bibilit. Cine a mai fost la cursurile noastre știe despre ce este vorba, da, sau cine a participat la webinare știe ce ce înseamnă acel cuvânt bibilit, marca Corina Turcuman, dacă pot să zic așa. Și bravo, Cristina, pentru faptul că ți-a reușit să scurtezi aplicarea de extensii de gene 30, cu 30 de, minute. Sunt sigură că dacă ai să le iai treptat și ai să aplici acele secrete și acele tipsuri care le-am dat în webinarul respectiv, cu siguranță ai să mai reușești încă să mai scurtezi din, din timp. Da? De ce nu te aștepți și la webinarul despre Evantai Perfect, unde se află mai multe metode de formare a Evantaiului? Mm -hmm. Pentru cei interesați despre acest webinar, mă mai repet încă o dată, va fi în data de 18 decembrie, deci practic au mai rămas mm -hmm. șase zile până la uh, acest webinar. Știu că multe din voi sunteți extrem de ocupate, poate și vizionați acest live în reluare, dar credeți-mă că este timpul perfect pentru ca să aflați acele tipsuri secrete și respectiv să le aplicați în practică ca să aveți rezultate cât mai frumoase și cât mai, cât mai reușite. Webinarul va începe la orele 19, dar cei care nu vor putea să fie prezenți la ora 19, care este avantajul prezenței la webinar, este faptul că puteți să adresați direct acele întrebări, eu le văd și imediat le și, le și răspund, dar pentru cei care nu pot să fie prezenți la webinar, ei există posibilitatea să vizionați sau revizionați ori de câte ori aveți nevoie acel, acea înregistrare, da? fiindcă veți primi înregistrarea. Și desigur că orice participant la webinar primește și o diplomă de participare pentru că ați fost prezent și ați asimilat acele informații pe care vi le, vi le oferim. Așa, ce lucru nou la Vinea. Mulțumesc, la Vinea, da, mă, încerc să să mai schimb lucrul. Corect, felicitări, mulțumesc, mulțumesc și foarte multă inimioare văd că din partea partea tuturor. Cam asta am avut a vă spune, da, eu sunt sigură că noi ne vom vedea și în alte live-uri, dar până atunci țin să menționez că locurile la webinar este locurile sunt limitate. Chiar dacă este online, oricum locurile sunt limitate, așa că a, cei care au reușit să-și rezerveze locul, felicitări, au făcut-o chiar din primele a, zile, cum am anunțat acest nou webinar. A, multe din cele care au participat la alte webinare și-au făcut deja pachete, a, VIP, adică participă la orice webinar nou apărut. A, cum spunea cineva care a participat, creează dependență webinarele marca Carina Lașmecher, așa că puteți să testați și voi să vedeți dacă este sau nu este așa cum zic alte colegi ale, ale noastre. Uh, seară bună și de ce nu uh, cât mai uh, multe lucrări frumoase și reușite. V-am pupat!